Salut! În acest video vreau să discutăm despre manipularea care există în spațiul cripto, dar și alte știri interesante care includ Binance, Polygon, ATF-ul Bitcoin Spot, FTX și așa mai departe. Hai să nu mai pierdem timpul, să trecem direct la treabă, dar înainte ca de obicei nu uita de un like și de un comentariu pentru că mă ajută tare mult. E ora 5 când înregistrez acest videoclip și avem Bitcoin la 34.400 de dolari, Ethereum la 1791, BNB la 225, Solana a crescut destul de impresionant și vedem că Bitcoin, Solana și încă câteva altcoin-uri sunt pe verde, în rest totul este pe roșu. Solana se află la aproape 33 de dolari. Chiar dacă vedem aici pe roșu, în continuare foarte multe criptomonede, adică majoritatea, au creșteri destul de impresionante. Putem să vedem asta uitându-ne pur și simplu pe CoinMarketCap, să vedem care este creșterea din ultima săptămână. Bitcoin 20%, Ethereum 13%, XRP 12%, Solana 40% și așa mai departe. Vedeți că foarte multe dintre criptomonede au totuși încă o creștere, chiar dacă vedem pe Coin360 că este pe roșu. Indicele de teamă și lăcomie cred că atinge un nivel record în anul acesta, se află la valoarea de 72 și acest lucru indică că în piață este lăcomie. Oamenii cred că lucrurile or să tot crească și or să tot crească. Nu mai este nici zona neutră, dar nici frică. Lichidările în ultimele 24 de ore au scăzut puțin, cu 60%, dar totuși sunt destul de mari, 170 de milioane de dolari în lichidări. 49% pe longuri și 50% pe shorturi. Hai să vedem acum știrile de astăzi. Polygon Labs a anunțat că actualizarea tokenului POL este acum disponibilă pe Ethereum Mainnet, ca parte a roadmap-ului Polygon 2.0. Nu trebuie să ne speriem, pentru că nu o să dispară tokenul Matic, el doar o să fie înlocuit cu tokenul POL și acum tokenul POL o să fie tokenul din inima ecosistemului Polygon. Matic în continuare se ține destul de bine, este pe locul 13 în clasamentul tuturor criptomonedelor și are o creștere în ultimele 7 zile de aproximativ 20%. 22% mai exact. În momentul de față, pe partea de Layer 2 pe Ethereum, cel mai mult dețin în portofoliu Matic și apoi foarte puțin Arbitrum, dar în timp intenționez să le duc undeva la egalitate și să mai adaug și OP. Astăzi, în jur de ora 14, Binance a postat acest tweet unde informa că au niște probleme tehnice pentru retragerile de cripto și au trebuit să le întrerupă. Au menționat tot în același tweet că retragerile fiat sunt disponibile și fondurile sunt safe. Partea bună este că după mai puțin de o oră au revenit cu acest tweet unde au spus că problema este remediată și retragerile de cripto sunt din nou disponibile. Mi-a plăcut cât de rapid au reușit să rezolve problema și faptul că anunță aceste lucruri ca utilizatorii să nu se panicheze în cazul în care vor să retragă cripto și nu se poate face asta. Am și o veste proastă despre ETF-ul Bitcoin al celor de la BlackRock listat pe DTCC. A apărut această știre de curând pe Cointelegraph care spune că SEC a amendat cu 2,5 milioane de dolari BlackRock, unul dintre cei mai mari administratori de active din lume. Sancțiunea vine ca urmare a faptului că BlackRock nu a descris cu exactitate investițiile sale semnificative în industria de divertisment, potrivit SEC. Mă rog, nu acest lucru este important, ce este important este chiar mai jos în această știre. Partea aceasta. BlackRock a atras atenția comunității cripto din cauza ETF-ului Bitcoin Spot propus. Acuzațiile SEC împotriva BlackRock au fost lansate în același timp cu listarea ETF-ului său Bitcoin Spot de către DTCC. Vederea listării ETF-ului a făcut pe mulți să creadă că aprobarea de reglementare a produsului este iminentă. Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al DTCC a precizat că ETF-ul iShares Bitcoin este listat pe platformă încă din august, listarea neindicând neapărat o aprobare de reglementare. Aparent, analistul de la Bloomberg probabil că a greșit când a spus că listarea pe DTCC înseamnă că în scurt timp ETF-ul o să fie listat pe bursa Nasdaq. Pentru cei care nu sunteți la curent cu această știre, puteți să mergeți pe canal și să vedeți videoclipul de ieri și o să fiți puși în context. Partea ciudată este că ieri a apărut o știre peste tot că ETF-ul BlackRock a fost eliminat de pe site-ul DTCC, dar după puțin timp a apărut la loc. Asta este o teorie a conspirației de-a mea, dar mă gândeam la faptul că BlackRock și companiile acestea mari care plănuiesc să investească în Bitcoin testează piața să vadă ce se întâmplă în contextul în care ETF-ul ar fi fost aprobat și rezultatul este cât se poate de pozitiv. Prima dată a fost știrea de la Cointelegraph când au spus că ETF-ul BlackRock este aprobat și absolut toată lumea a preluat știrea și a dat-o mai departe. În foarte scurt timp, prețul atunci al Bitcoin a crescut cu undeva 3.000 de dolari.
Exact la fel s-a întâmplat și ieri cu analistul de la Bloomberg, care a spus că listarea pe DTCC înseamnă că ETF-ul este aproape aprobat. Mă rog, nu o să știm niciodată cum este, doar putem să facem diferite presupuneri. Mergem mai departe și ajungem la FTX, care ia în considerare propuneri din partea a trei investitori pentru a redeschide CEX-ul. Până la jumătatea lunii decembrie vor lua o decizie. Se poate fie să vândă compania FTX împreună cu lista de 9 milioane de clienți sau să facă rost de un partener care să-i ajute la repornirea exchange-ului. Și mai era încă o variantă în care ei să repornească exchange-ul fără niciun fel de ajutor. Complicat oricum ce se va întâmpla cu FTX, mai ales cine a avut ghinionul să aibă bani pe platformă, că încă nu se știe dacă cei păgubiți își vor mai primi toți banii înapoi sau dacă își vor mai primi ceva. Din ce văzusem în această știre, până acum ei au strâns 7 miliarde de dolari, din care 3,4 miliarde sunt în cripto. Asta arată niște documente judecătorești. Singura problemă este că nu știu exact câte miliarde de dolari erau atunci când exchange-ul a dispărut și dacă această sumă este suficientă sau nu. Acesta a fost videoclipul de astăzi, sper că informațiile prezentate să vă fie de folos. Vă mulțumesc dacă ați rămas până aici și vă invit să mă urmăriți și pe Twitter. Cine își dorește să susțină canalul poate să devină membru și o să aibă acces la niște beneficii extra și noi ne auzim data viitoare. Ciao! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.